Bună, mămici, bună, pitici! Pentru mine, băița copiilor mei este foarte importantă. Este la fel de importantă ca și hrana. Tocmai de aceea nu trece nicio zi fără ca ei să facă baie. Astăzi vreau să povestim, să vă spun despre băița bebelușei mele, despre băița fetiței mele. Am încercat să îi fac băiță la aproximativ aceeași oră, în același moment al zilei, tocmai pentru a forma o rutină. Pentru că ei place foarte mult apa, adoră să se bălăcească în apă, impropriu zis să se bălăcească, dar îi place să dea din mânuțe, din piciorușe, îi pun foarte multă apă în cădița în care o spăl. Temperatura apei pe care o folosesc este de 37-38 de grade aproximativ, iar temperatura în camera în care o spăl este de 24 de grade, 23-24 de grade, cu un grad 2 mai mult decât temperatura normală. Încep să o spăl de la cap în jos, de sus în jos. Bineînțeles, începând cu masajul obrăjorilor, pentru că în timpul subtului mușchii din obrăjorilor depun și ei un efort destul de mare și tocmai de aceea încerc să îi relaxez. Nu ezit să o spăl, să o las să intre apa în ureche, să las apa să intre în urechi. Fără nicio problemă, mi-a spus doctorul pediatru că această apă care intră, această apă călduță, nu îi face altceva decât să îi curețe secrețiile de ceară care fiziologic există în momentul în care apa călduță ajunge în urechile ei. Așadar, nu am o problemă cu apa în urechi. Bineînțeles că evit să încerc să nu intre apă în ochi, în guriță și în nas. Pentru băiță folosesc produse speciale pentru bebeluși. Pot spune că la început am folosit produsele pe care le folosesc și pe care le-am folosit de la început la băiețel, la fratele ei. Însă nu au fost eficiente și pentru ea. Aceste produse care le foloseam înainte, acele produse îi uscau foarte mult pielea și am fost nevoită să îi le schimb. Din asta ajungem la concluzia că ei, copiii, sunt diferiți și fiecare are alt ritm de creștere, suportă altfel anumite lucruri. Pediatrul mi-a spus că statul foarte mult în apă deshidratează și cu toate că Mariei Teona îi place foarte mult să stea în apă, băița ei nu durează decât aproximativ 10-12 minute. Eu consider că este suficient pentru a o spăla și ea să fie, pentru ca ea să fie curată. După ce o scot din apă, urmează momentul ștergerii. Folosesc pentru ștergere niște scutecele care absorb foarte bine. Aceste scutecele se găsesc în magazinele de specialitate pentru bebeluși și îmi plac foarte mult. La băiețel nu le-am folosit, dar le-am descoperit și le folosesc la ea. După ștergere urmează un moment la fel de plăcut pentru ea și anume momentul masajului. Adoră să fie masată. Folosesc la masaj cremă sau ulei pentru bebeluși și câteodată alternez la 3-4 zile alternez cu ulei de măsline care îi hidratează foarte bine pielea, eu las catifelată. Masajul la fel, îl încep de sus în jos, de la obrăjori, pe spate, pe la gât, pe burtică,
mânuțe, încheieturi, tălpițe, piciorușe, tot corpul beneficiază de acest alint. Că bineînțeles că Maria Teona merită să fie masată cât mai des. Așadar, dragi pitici, vă doresc și vouă să aveți parte de băițe cât mai liniștite și cât mai plăcute, la fel ca Maria Teona. Până data viitoare, urmăriți-ne și eu vă pup și vă spun pe curând!